Prăznuirea adormirii Maicii Domnului se face la data de 15 august, iar postul Sfintei Marii este unul dintre cele patru mari posturi din calendarul creștin-ortodox. Postul Maicii Domnului începe la 1 august, iar pe data de 31 iulie se lasă sec. Anul acesta, lăsatul secului pică într-o zi de miercuri, când de regulă se ține post. Din acest motiv, lăsatul secului începe astăzi, 30 iulie. În perioada de pregătire spirituală, de clemență și rugăciune, credincioșii se abțin de la anumite alimente, dar mai ales se abțin de la anumite practici nedemne de orice credincios. Reflectând la conduita de viața Sfintei Marii, credincioșii pot să-și îmbunătățească propria viață. Pe parcursul celor două săptămâni de post, credincioșii nu consumă carne, ouă, pește și produse lactate. Conform calendarului creștin-ortodox, se poate consuma pește doar în ziua schimbării la față a Domnului, care pică pe 6 august. Totodată se evită consumul de ulei sau vin. Acestea se pot consuma doar în zilele de sâmbătă și duminică și cu ocazia schimbării la față a Domnului. În unele zone din țară, în timpul postului Sfintei Marii, se mănâncă o singură dată pe zi, și anume cina. Acest obicei este ținut mai ales în zilele de luni, miercuri și vineri. De asemenea, credincioșii sunt îndemnați să meargă mai des la biserică, să participe la slujbele religioase sau să se roage în propriile case.